Studia paragraful pentru seara aceasta din Evanghelia după Marcu. Este important să ne aducem aminte că atunci când Domnul Iisus a vorbit oamenilor din vremea Lui și tuturor generațiilor de după despre judecata de apoi, a spus următoarele cuvinte. Veniți binecuvântații Tatălui, căci am fost bolnav și ați venit pe la mine. Am fost flământ și mi-ați dat de mâncare. Am fost în pușcărie și m-ați vizitat. Și au zis, Doamne, când te-am văzut noi așa? Când am făcut noi așa ceva pentru tine? Și Domnul Iisus le-a zis, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut unul din aceste lucruri, unuia dintre acești micuți și neînsemnați, frații ai mei, mie mi-ați făcut. Avem o solicitare specială din partea unei familii din biserica noastră. Fratele este într-o stare de slăbiciune și are nevoie de îngrijire, îngrijit cu drag de soția dânsului. Și sora și-a fracturat ieri piciorul, și-a fracturat femurul, este în spital, mâine dimineață va fi operată. Și ne roagă dacă sunt surori sau persoane din biserică, frați, care se pricep la îngrijire pentru o perioadă de câteva luni de zile. Copiii sunt plecați din Oradea, dar sunt gata să ajute financiar pentru îngrijirea părinților lor. Dacă știți pe cineva care este gata să facă o asemenea jertfă, vă rugăm să lăsați un număr de telefon la administrația bisericii ca să putem veni în ajutorul acestei familii și ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste ei, peste sora mâine în operație și peste toți cei care trec prin încercări. Amin. Marcu 13 este răspunsul Domnului Iisus Hristos la întrebarea ucenicilor. Învățătorule, nu ești uimit de măreția templului? Tocmai au părăsit templul și niciodată Domnul nu va mai intra în templul acela. Și ucenicii se uită cu nostalgie și spun, Doamne, vezi cât este de mare, măreț, impresionant. Ce monument. Și Domnul le spune, adevărat vă spun, că nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Când aud un asemenea răspuns, patru dintre ucenici l-au luat deoparte. Petru și Andrei, Iacov și Ioan, și spun, Doamne, spune-ne și nouă când se vor întâmpla aceste lucruri. Și care vor fi semnele care vor anunța așa ceva? Pentru că am vrea să știm când și să ne putem orienta. Și Domnul Iisus le dă un răspuns aparent diferit de întrebarea lor. Iisus a început atunci să le spună, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Semnele vremurilor de pe urmă și interpretarea șarlatanilor. Care sunt semnele? Aveți grijă să nu vă înșele cineva. Ucenicii vor să știe calendarul. Domnul Iisus le atrage atenția asupra comportamentului. Ucenicii vor să cunoască semnele. Domnul le atrage atenția asupra spiritelor. Ucenicii vor să cunoască ei succesiunea evenimentelor. Domnul Iisus le atrage atenția asupra discernământului. Pentru că scopul profețiilor nu este satisfacerea curiozităților, ci este pregătirea noastră în vederea a ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. De aceea, Domnul Iisus le spune, preocuparea aceasta pentru sfârșitul vremurilor, vremurile de pe urmă, preocuparea pentru semne, este o preocupare pândită de mari primejdii.
Pentru că sunt șarlatani care vor profita de curiozitatea noastră, de preocuparea noastră pentru asemenea subiecte și care ne vor duce în rătăcire. Șarlatanii sunt persoane care speculează naivitatea și credulitatea noastră. Șarlatanii știu să împacheteze lucrurile în așa fel încât să profite de faptul că suntem creduli și naivi. Și Domnul Iisus spune: atenție, pentru că în preocuparea voastră să cunoașteți calendarul și să cunoașteți semnele. Veți fi abordați de șarlatani care vă vor duce în rătăcire. Și o să ziceți: frate Paul, e valabilă această avertizare a Domnului pentru vremea noastră? Vă rog să vă uitați de câte ori în textul acesta, într-un singur capitol, Domnul Iisus repetă mereu, mereu același lucru care are de-a face cu discernământul. Versetul 5. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Versetul 9. Luați seama la voi înșivă. Versetul 23. Păziți-vă. Versetul 28. Luați învățătură. Versetul 33. Luați seama. Versetul 35. Vegheați dar. Versetul 37. Ce vă zic vouă, zic tuturor: vegheați. Domnul Iisus a știut că vor veni șarlatani, oameni abili a căror obiectiv este să îi ducă pe ceilalți oameni în rătăcire. Și vor folosi aceste elemente care au de-a face cu venirea Domnului, le vor reinterpreta, le vor împacheta în așa fel încât oamenii să nu se uite la ceea ce este esențial, ci să meargă rătăcire. Esențial nu este să cunoaștem calendarul, esențial este comportamentul. De aceea, după înviere, când ucenicii l-au întrebat pe Domnul: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Domnul îi spune: nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile și soroacele, împlinirea lor. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub autoritatea Lui. Dar care este responsabilitatea voastră? Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, până la marginea pământului. Slujba noastră este umblarea în ascultare de Dumnezeu și ducerea Evangheliei până la marginea pământului. Șarlatanii vor veni să ne atragă atenția de la umblarea noastră în sfințenie și de la slujirea noastră la răspândirea Evangheliei asupra speculațiilor și asupra lucrurilor care par senzaționale. Și această înșelătorie, ne spune Domnul Iisus în aceste versete, vine pe două direcții. Unu, Hristoși mincinoși, și Matei adaugă proroci mincinoși. Și în al doilea rând, crizele internaționale. Vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. Când veți auzi de războaie și vești de războaie, nu vă înspăimântați. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, dar încă nu va fi sfârșitul. Deci nu aceste lucruri anunță sfârșitul. Dar vor fi oameni care vor lua aceste crize internaționale, le vor aranja cu abilitate ca să ne spună că sunt semnele sfârșitului. Și în loc să fim atenți la umblarea noastră în ascultare de Domnul, în loc să fim preocupați de mântuirea altora, începem să fim fascinați de asemenea speculații.
Am luat din documentarele care sunt la ora actuală disponibile 10 exemple din istoria creștinismului. Sunt mii și mii de exemple de oameni care au dus poporul în rătăcire. Realmente sunt mii și mii de asemenea exemple. Am selectat pentru noi în seara aceasta 10. Sunt din diverse perioade ale istoriei. În secolul 2 după Hristos, pe la 1000 și pe la 100 și ceva după Hristos, un om pe nume Montanus a început să aibă, spunea el, experiențe în Duhul Sfânt, vedenii și descoperiri. Și le-a spus oamenilor că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a dat o descoperire, că venirea Domnului Iisus Hristos este iminentă. Așa că i-a chemat pe oameni din satele lor, din localitățile lor, pe un câmp deschis între câteva sate, pe Puza și Timion din Frigia, și i-a ținut acolo pe câmp deschis să aștepte că vine Domnul Iisus. Și s-au dus pe câmp și au așteptat. Și au așteptat. Și au așteptat. Și au fost înșelați. Johannes Stofler, un matematician din zona Germaniei, a prezis că în februarie 25, 1524, va avea loc o aliniere a planetelor, a tuturor planetelor cunoscute. Și planetele vor fi aliniate sub semnul apei. Prin urmare, a spus, va fi un mare potop care va distruge Pământul. Și s-au scris foarte multe broșurele. S-au răspândit ca să-i pregătească pe oameni pentru că vine marele potop și sfârșitul lumii. Și oamenii au început să-și construiască corăbii, bărci. Un nobil german pe nume Iglerheim a construit o corabie mai mare. Și oamenii s-au dus să intre în corăbii. Unii s-au călcat în picioare ca să intre în corăbii. Au intrat în corăbii, au așteptat și n-a mai venit potopul. În 1666 a fost un mare incendiu în Londra. Și au fost niște asemenea șarlatani care au spus: dacă este anul 1666, care este semnul fiarei? 6, 6, 6. Și au spus: acesta este semnul. Este semnul fiarei și acum ne pregătim pentru venirea Domnului. Și s-au tot pregătit și n-a mai venit Domnul. În 1806, în orașul Leeds, în Anglia, o femeie a făcut senzație. Găina ei a ouat ouă pe care scria: vine Iisus. Christ is coming. Și oamenii s-au dus să vadă și, într-adevăr, găina făcea ouă pe care scria: Christ is coming. Și a fost o fervoare escatologică de pregătire pentru venirea Domnului, pentru că a apărut o găină prorociță. Cineva a verificat ce se întâmplă cu găina. Și a descoperit că femeia, șarlatan, lua oile de găină și cu
o cerneală cu efect coroziv, scria pe ou Christ is coming și introducea oul din nou în oviductul găinei. Dar a fost senzație. Zeci de mii de oameni s-au dus să vadă găina. Dacă ai fi fost acolo, te-ai fi dus să vezi găina. Observați cât suntem de naivi, observați cât suntem de repede predispuși să credem orice. La 1799, o femeie de 42 de ani, Joanna Southcott, a început să le spună oamenilor că are descoperiri speciale. Că Dumnezeu i-a descoperit că vor fi ciumi și vor fi necazuri cu secetă și foamete. Și apoi le-a spus că în 1813 ea va da naștere lui Iisus Hristos Mesia. Că ea a fost aleasă ca să-L nască pe Iisus Hristos Mesia. Peste 100.000 de oameni au crezut prorocia. A murit la 64 de ani fără să nască nimic. Dar peste 100.000 de oameni i-au crezut prorociile, că a avut descoperiri. În 1910 s-a anunțat că va trece cometa Halley pe lângă Pământ și că va fi o mare frământare și cataclism pe Pământ. Și un grup de oameni din Oklahoma, ca să salveze Pământul la această ciocnire cu cometa Halley, au luat o fată fecioară și au jertfit-o ca să îndepărteze cometa de Pământ, să salveze Pământul. În martie 1988, un așa numit lider religios din Taiwan, Hon Ming Chen, a anunțat o descoperire specială că Dumnezeu i-a arătat calea dreaptă. Și Chen a anunțat că în 25 martie 1988 Dumnezeu va apărea la televiziunea americană la canalul 18 și că va anunța finalul lumii noastre pentru anul următor, 1989, că va fi o dezlegare de miliarde de duhuri necurate care vor invada Pământul. Că va fi un mare potop. Că populația lumii va dispărea. Și oamenii vor putea scăpa dacă își cumpără bilete pentru navete cosmice speciale care vor veni sub formă de nori. Și oamenii care cumpără bilete pentru aceste navete spațiale, când vor veni norii, vor intra cu tichetul primit de la el ca să intre în naveta cosmică și să plece de pe Pământul care va fi nimicit. Mii și mii de oameni și-au cumpărat bilete pentru asemenea călătorie cosmică. Harold Camping în 1994 a prorocit de 12 ori că vine sfârșitul lumii. Și a spus că în 21 mai 2011 se împlinesc 7.000 de ani de la potopul din vremea lui Noe. Și la 7.000 de ani de la potopul lui Noe, Dumnezeu va aduce judecata pe Pământ printr-un alt cataclism care va lovi Pământul.
Mii de oameni s-au pregătit. 21 mai 2011 și nu s-a întâmplat nimic. Și Harold Camping a spus, a fost o mică greșeală matematică. Evenimentul va avea loc în 21 octombrie 2011. Și n-a mai avut loc. În 21 decembrie 2012, de acesta, în mod cert, ați auzit, au descoperit că în calendarul maiașilor, un trib, un popor din America de Sud, au calendarul lumii și că 21 decembrie 2012 este ultima zi din calendarul maiaș. Și asta înseamnă că 21 decembrie 2012 va fi sfârșitul lumii. Pentru că pământul va fi lovit de mari catastrofe, vor fi mari tragedii și numai cei care se pregătesc în mod special vor supraviețui. Așa că oamenii și-au cumpărat locuri speciale pe un munte ca să aibă acolo adăpost, au cumpărat depozite, de resurse, de animale, de lucruri care să îi țină, să aibă alimente, să aibă lucrurile de strictă necesitate, să aibă acel survival kit cu ei. Și a fost o mare, mare emulație. Lumea este însă plină de mii și mii de asemenea șarlatani. Domnul Iisus spune, luați seama să nu vă înșele cineva. Vor fi asemenea oameni. Și vei citi pe internet. Și vei primi pe WhatsApp. Și dacă o să primești pe WhatsApp, o să trimiți imediat la 70 de alții. Ca să-i anunți, așa-i? Și în loc să-i chem la rugăciune, la o viață de sfințire, în loc să ne rugăm împreună pentru mântuirea altora, ne vom trimite unii altora asemenea șarlatanii. Al doilea domeniu în care apar șarlataniile este răstălmăcirea crizelor internaționale. Ori de câte ori apare o criză internațională, apar oameni care ne spun acesta este semnul sfârșitului. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Un neam se va scula împotriva altui neam. Și numai în ultimele decenii, Saddam Hussein a fost anticristul. Bin Laden a fost anticristul. Alții au fost anticristul. Și tot găsesc anticriști și scriu și vând și înregistrează și trimit. Și oamenii aleargă după asemenea șarlatanii. De curând, ne-a anunțat un predicator că sfârșitul lumii se apropie în 2035. Ați auzit? În mod cert, ne-ați auzit. În 2035 vine sfârșitul lumii. De ce? Pentru că s-au retras americanii din Afganistan. S-au retras americanii din Afganistan și acesta este elementul, semnul care ne anunță că lumea intră în linie dreaptă pentru sfârșitul ei. Dar ce legătură are una cu alta? Ne explică el că în Afganistan sunt mari rezerve naturale de metale rare. Și printre altele ne spune că Afganistanul are mari rezerve de litium. Cei care sunteți cu tehnologia, știți mai multe decât mine, litium este o substanță care se folosește în mod special la confecționarea a ce? A bateriilor. Bateriile folosesc litium.
Și o să ziceți, bun, dar ce are retragerea americanilor din Afganistan cu bateriile și litium? Ani, spune el. În 2035 va fi interzisă fabricarea mașinilor care funcționează pe diesel și pe benzină. Deci din 2035 nu se va mai putea comercializa mașini care funcționează pe diesel și pe benzină. Și toate mașinile vor funcționa pe sistem electric. Asta înseamnă baterie. Deci toate mașinile vor avea nevoie de baterii și bateriile de ce vor avea nevoie? De litium. S-au retras americanii și acum rezervele de litium de acolo vor intra, spune el, pe mâna lui Gog și Magog. Gog și Magog va deveni cel mai mare producător de litium și va controla mașinile de pe lume, că va controla bateriile. Și prin urmare, anul 2035 este anul care dă puteri materiale economice nemaipomenite lui Gog și lui Magog. Și prin urmare, lumea este acum în linie dreaptă pentru finalul ei. Acum, cele mai mari rezerve de litium nu sunt în Afganistan. Sunt prin Argentina, Bolivia și sunt în alte țări. Dar, dincolo de aceste lucruri, observați cum iau crize istorice, tragediile care se întâmplă acolo, modificările care au loc în industria lumii, le combină la oaltă și ne spun 2035 este sfârșitul lumii. Și-a postat descoperirea pe internet și are zeci de mii de vizualizări. Zeci de mii de vizualizări. Și bănuiesc că și unii dintre membrii Bisericii Emanuel și-au trimis asemenea mesaje. Domnul Iisus spune, aveți grijă să nu vă înșele cineva. Avem nevoie de discernământ. Avem nevoie să rămânem lângă Hristosul, care este unul singur Fiul lui Dumnezeu. Nu există doi Hristoși. Nu există două linii în istoria aceasta, una lui Hristos și alta al cuiva. Hristos Domnul nostru va veni după calendarul cerului, amin. Dar chemarea noastră este să rămânem pe urmele Lui. Chemarea noastră este să rămânem în Scriptură. Chemarea noastră nu este să alergăm după asemenea șarlatan și să nu fim naivi și să nu fim creduli. Să nu ne ocupăm cu alte lucruri, ci să ne ocupăm cu ce ne-a încredințat Hristos. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Nu predicați șarlataniile. Duceți Evanghelia. Dacă aveți activitate pe social media, pune un verset biblic acolo. Pune un mesaj care cheamă la pocăință, care cheamă la umblare cu Dumnezeu, care cheamă la mijlocire pentru țara aceasta. Cheamă oamenii la calea îngustă a Domnului. Pentru că Domnul Iisus spune, vor înșela pe mulți. Acum este o situație deosebit de interesantă. Pentru mulți oameni, credința este înțeleasă în termenii supermarketului. În termenii supermarketului. Ce înseamnă supermarket? Supermarket înseamnă aceste magazine imense care au o mulțime de sortimente. Și dacă te duci la raftul cu biscuiți, ai tot felul de rafturi cu biscuiți și tot felul de sortimente. Dacă te duci la ciocolată, ai tot felul de sortimente de ciocolată. Dacă te duci la raionul cu produse de carne, ai tot felul de produse de carne. Ce face cumpărătorul? Se duce, se uită și alege. Alege care îi place. Și dacă ai pe cineva care spune, auzi, eu am fost la magazinul cu tare și mi-am cumpărat cu tare, știi ce bun e? Da? Cât a costat? Să știi că mă duc și eu. Și oamenii se duc la supermarket și fiecare se uită și alege. Dragilor, calea credinței nu este supermarket. Calea credinței nu este un supermarket de opțiuni.
Calea credinței este una singură. Este calea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea nu ne ducem la supermarket, ci ne ducem la cel care este calea, adevărul și viața. Și în vremea aceasta, în care sunt atâtea oferte, ca la supermarket, ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească mintea. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească și credința. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să fim harnici în lucrarea Domnului. Să fim harnici în rugăciune. Să fim harnici în studierea cuvântului. Să fim perseverenți în credință. Să avem discernământ și să nu ne ducem după tot felul de asemenea șarlatan. Și să avem pasiunea că atunci când va veni Domnul, să nu cântăm merge voi cu mâna goală înaintea Domnului? Suflete nu-i pot aduce? Niciun singur snob măcar? N-ai vrea să ne rugăm ca în toamna aceasta Dumnezeu să aducă un seceriș bogat în mântuire? N-ai vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze și în ciuda tuturor restriștelor Duhul lui Dumnezeu să-i cerceteze pe cei din casele noastre? N-ai vrea să ne rugăm pentru orașul nostru ca Dumnezeu să aducă vreme de pocăință? Ne rugăm pentru copii, Dumnezeu să aducă o recoltă bogată spre mântuire. Începem un nou curs de catecheză, ne rugăm ca Dumnezeu să adauge la numărul lor. Pentru că asta este menirea noastră. Și cel care ne-a chemat, într-o zi ne vom întâlni cu el. Și va trebui să dăm socoteală de isprăvnicia noastră. O, când ne dorim să ne spună în ziua aceea, bine rob, bun și credincios. Ai fost credincios? În puține lucruri. Te voi pune peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Amin.